Cel mai incapabil guvern, e vina lor, sunt cuvintele pe care le auzim zilnic de la cetățenii care trăiesc de pe o zi pe alta din cauza măsurilor de austeritate luate de politicienii din fruntea țării. Florin Câțu este acuzat direct de oameni ca fiind cel mai incompetent premier pe care l-a avut România vreodată. Furie și dezamăgire, acestea sunt doar câteva dintre emoțiile oamenilor exprimate în momentul în care sunt întrebați ce părere au despre actualul guvern. Creșterea vârstei de pensionare, liberalizarea pieței la energia electrică, scumpirea prețurilor la gaze, combustibil și la alimentele de bază, blocarea majorării salariului minim, dar și impunerea unor noi taxe sunt doar câteva dintre motivele pentru care cetățenii români ar crea o nouă revoluție. Nimerdici, ia și-n pușca. A distrus țara. Aoleu, nu mă întrebați. Sunteți supărat? Păi dacă ne-a pus treangul la gât, ce vrea? Un bețivan, un pușcăreaz, a distrus România. Sărăcie, umilință și durere, aceste lucruri caracterizează țara noastră sub conducerea actualei guvernări. Florin Câțu, premierul României, este dur criticat de oamenii pe care ar fi trebuit să îi sprijine în actualul context social, dar care a ales să-i aducă pe români în pragul sărăciei. Aceștia s-au săturat și vor ca actualul guvern să plece acasă. Nemernic, a băgat țara în colaps. A trebuit să părăsească puterea. Am datorat, bă, voi sunteți tineri, eu merg în baston de la servici. Un cel mai nenorocit premier al României. Mă rog la Dumnezeu să se ducă. Alin Chirilă, deputatul PSD Mihai Dinți, nu are de gând să rămână cu mâinile în sân. S-a săturat ca românii să fie umiliți de oamenii care îi conduc. Socialdemocratul trage un semnal de alarmă și spune că va continua să lupte împotriva impostorilor care au distrus țara românească. Partidul Social-Democrat continuă lupta împotriva impostorilor care formează în acest moment guvernul. Partidul Social-Democrat continuă să lupte pentru români și pentru România. Nu vom permite să distrugă de tot țara noastră, iar marți va fi ziua în care vom pune capăt cele mai proaste guvernări din perioada post-decembristă. În timp ce își bat joc de oameni, noi venim în Parlament cu propuneri corecte, care să pună capăt dezastrelor sociale provocate de acești incompetenți care au amanetat viitorul țării noastre. România nu a avut niciodată o datorie externă mai mare decât în acest moment de miliarde de euro și care continuă să crească. Românii sunt speriați și trăiesc cu adevărată dramă, văzând cum țara natală este distrusă de la o zi la alta.